Am revenit în 2010, când am absolvit masteratul în psihologie cu diplomă dublă în Paris și Barcelona. Și în 2014 am a doua revenire din SUA, unde am predat psihologie la Universitatea din Buffalo, statul New York. Activez în calitate de psiholog școlar. Sunt alături de persoane în momente dificile pentru a ajuta să găsească cea mai bună soluție la situația cu care se confruntă. Și încerc să promovez rolul psihologului în societatea moldovenească. O motivație a unui student care are studii psihotare de a alege să revină în Moldova este pentru confortul lăuntric, pentru diferența pe care, valoarea adăugată pe care poate să ofere țării în care s-a născut și comunității în care a crescut.